Aș vrea să fac, dar nu știu de unde să încep, nu știu de unde să o apuc, nu am un plan. Hai să vedem cum se rezolvă asta. Nu au claritate în legătură cu planurile, iată ce se poate face mai puțin de un minut. Stabilește punctul de plecare și punctul în care vrei să ajungi. Ai astfel capetele, începutul și sfârșitul. Apoi, puneți o întrebare așa, intuitiv. Câte borne ar trebui să aibă drumul de parcurs? Și eu îți sugerez între 3 și 5, astfel încât mintea ta să rămână globală, să nu te duci prea în detalii. Și pur și simplu desenează 3, 4 sau 5 căsuțe între cele două puncte. Și după aia, creierul tău o să se uite la niște căsuțe goale și nu poate rezista tentației să completeze în spațiile respective. Și începe să scrie acolo și ai un draft de plan, ai un început de plan, ai un drum critic cu niște borne de parcurs. E planul final? Nu. Poți să adaugi detalii, poți să schimbi căsuțe, poți să modifici ordinea, etc. Dar măcar te-ai apucat să planifici. Câți dintre voi recunoașteți această statuie? Cine o recunoaște? Dați-mi un semn. Cum se numește? Cum se numește? Nu-i Cuvințenia Pământului, asta este... Gânditorul. Gânditorul de unde? Gânditorul de la Hamangia. Vreau să vă spun ceva. Sculptorul respectiv n-a fost foarte inspirat. Și să vă spun de ce. Pentru că știm din psihologie că genul ăsta de poziție nu te prea ajută să gândești. Asta nu este poziția în care să gândești creativ. Chiar vă rog să așezați coatele pe genunchi acum, așezați coatele pe genunchi, cu bărbia în palmă. Facem un mic experiment, așezați coatele pe genunchi cu bărbia în palmă, așa, și spuneți-mi, în momentul de față, cât de creativi și entuziaști vă simțiți. Da? Mă simt extraordinar de creativ și entuziast. Este o poziție necesară în anumite situații de viață, dar nu atunci când vrei să fii creativ, nu atunci când vrei să-ți vină idei în legătură cu diverse probleme pe care le ai. Este o poziție necesară, dar nu suficientă pentru creativitate. Am să vă propun o altă poziție pentru gândit. Câți dintre voi ați văzut prin filme managerul care stă cu picioarele pe masă? Ați văzut? L-ați văzut prin filme? Nu e aia poziția. Nu vă recomand acea poziție, însă vă recomand o poziție care aduce un pic cu acea poziție, respectiv cu ambele palme așezate pe ceafă. Știți poziția asta? Hai să o exersăm. Puneți mâinile așa și ridicați privirea la aproximativ 20 de grade în sus, cam în locul unde se întâlnește peretele din față cu plafonul. Mulțumesc frumos pentru participare. Asta este poziția care îți permite să gândești creativ. De unde știm? Din neuropsihologie. În momentul în care stai în această poziție, ceea ce se întâmplă este că activezi centrii vizuali din creier. Ori creativitatea necesită flux de imagini. Asta înseamnă că dacă stai într-o poziție relaxată, apropo, nu stai cu mâinile așa și ești tensionat în tot corpul. Stai cu mâinile așa și respiri relaxat. Dacă stai în această poziție, într-un șezlong sau într-un fotoliu și te gândești, ok, vreau să știu care sunt răspunsurile sau soluțiile la problemele cu care mă confrunt. Ăla e momentul în care îți vor veni idei mai ușor.